Accident mortal pe drumul între Pitești și Râmnicu-Vâlcea. Un tânăr de 27 de ani și-a găsit sfârșitul după ce a intrat cu viteză într-o curbă, a pierdut controlul mașinii și s-a oprit sub un tir. Am înfrânat cât am putut, a venit de acolo tare, a intrat de acolo. Eu când l-am văzut de acolo am pus frână, că am înfrânat să vede pe frânele și am oprit. A intrat lateral chiar sub tir? Sub tir a intrat. N-a avut nicio șansă, a schițat un gest? Nu. Nu, nimic. Nimic. Și când m-am dus să-l scot, că a oprit multă lume, n-am mai putut, nici centura n-a avut-o pusă. Într-o curbă la dreapta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în semiremorca unui tir. Dificilă a fost intervenția, șoferul autoturismului a fost găsit de noi încarcerat, prins între scaun și bordul mașinii. Când am sosit noi, șoferul era decedat. DN7 este una dintre cele mai tranzitate șosele din țară, iar cele mai multe accidente se petrec din cauza conducătorilor auto care nu respectă limita de viteză.